Dacă mai vreți motivecuri de genul, haideți să strângem la videoclipul acesta peste 300 de like-uri. Salutare, mă băieții, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Bă, de câteva luni încoace, tot mă rugați într-una, bă, să vă dau mod pe cost la fiecare videoclip, bă, pe Discord, pe Instagram, unde aveți voi oportunitatea. By the way, puteți să-mi dați și un follow, Mihai Mânătă, l-aveți în descriere. Mă spamați cu mesaje, bă, dă mod pe cu, bă, dă mod pe cu, când ne dai mod pe cu, bă, Mihai, când mai faci un mod pe, că sunt foarte șmechere, chestii de genul. Ei bine, m-am gândit să vă dau acest mod, v-am pus și acolo pe comunitate. Am să fac un clip de prezentare să fie mai special așa. Mai am de ceva timp mod pe ăsta, cred că de vreo 2-3 luni. Am muncit la el să-l fac să se miște foarte, foarte bine, foarte fluent. Suntem pe contul din NG pentru că vreau să vă prezint armele și toate celelalte. Deci da, am muncit la el, știți foarte bine mod pe, da, tot zic să vi-l mai prezint, să facem așa un clip special dedicat acestui mod pe. Na, m-am chinuit la el, așa că zic că ar fi ok. Dacă vreți să intrați aici pe server, vă aștept cu cel mai mare drag. Vă spun din start, mod pe costa are tot jocul, adică descărcați arhiva, extrageți și vă jucați liniștiți. În caz că n-aveți driverle, vă recomandă fratele vostru driver 8 booster, vă recomand cu cel mai mare drag, vă bagă toate driverile, pentru că știu că majoritatea bă, jucați cu default, dați de clipul meu, vă luați mod pe cu nu merge și după bă, dar mod pe de căcat, bă, îmi dă crash-uri și de-astea. Să aveți toate, toate driverele și să aveți grijă să nu vă șteargă antivirusul Soundfunks-ul, pentru că dacă vi șterge, nu o să vă mai intre, vă dă crash și tot așa. În caz că vi șterge, îl luați voi iar și îl băgați și dezinstalați, dezactivați, pardon, antivirusul. Îl dezactivați foarte ușor, dați așa că vă arată fratele vostru imediat. Eu am Windows 11, mi-am dat update, dacă vreți puteți vă dați voi, este foarte, foarte șmecher. În fine, veniți aici la Start, scrieți virus, protecție antivirus, pac, veniți aici, pac, vă duceți aici pe protecție antivirus, veniți aici la gestionare setări și protecție în timp real, dezactivați. Eu le-am pe toate astea că nu-mi place, n-am treabă. Dacă nu știți foarte bine cum să vă securizați așa, vă recomand să le activați. După cum vedeți și voi acolo, 200 de FPS-uri, 180 cu filmarea pornită, tot ce trebuie. Am foarte, foarte multe FPS-uri și afară se mișcă foarte fluent, crash-uri nu prea iau. Bă, nu ai ce să ceri mai mult de un mod pe așa. Da, și celelalte știți foarte bine că și alea tot la fel, bombă, multe FPS-uri. Am avut o susținere foarte mare din partea voastră. Ce mă surprinde pe mine este faptul că, bă, nu prea am mai dat de persoane care se zică că keylogger și de-aia. Am văzut și ei că nu este chiar așa și oricum ați văzut și voi și vă mulțumesc super, super mult, mai ales pentru susținerea de ultimul videoclip, băieți, peste 100 de like-uri în mai puțin de 3 zile, cred că, bă, super, mă, băieți, super, vă mulțumește fratele vostru și vă pup acolo pentru fiecare like în parte, așa că haideți să strângem și la acest mod pe, nu știu, cât de vreți voi, să facem, nu știu, zic și eu acolo, peste, o știu, să facem peste 200-300 de like-uri, cum vrea inima voastră, bineînțeles. Dacă mai vreți mod pe-uri de genul, haideți să strângem la videoclipul acesta peste 300 de like-uri. Ăsta este goal-ul la acest videoclip, doar dacă mai vreți mod pe-uri, să strângem peste 300 de like-uri la acest videoclip. Dacă nu strângem la acest videoclip peste 300 de like-uri, nu cred că o să vă mai pun mod pe-uri sau chestii de genul. Mai că zic eu așa, dar tot vă dă fratele vostru mod pe cure acolo, adică nu e nicio problemă. Bun, wanted, ia să zic, poate facem și pe aici, bă, dar mai zic că mă prezint mod pe cum, ia stai să mergem, și după ăsta puțin, eu nu înțelegem, să-i dăm puțin o bucățică. Deci, după cum vedeți, avem acest mobile hood, aici frumos cu Mihai Best, tot ce trebuie, avem timeseek, avem set weather, set etu, facem zi, facem noapte, facem cum vreți voi. Se vede super șmecher, avem vegetația off, avem câteva moduri pe Infernus, Bullet, parcă, nu mai știu exact. Dar pe Infernus sigur avem, avem mod. Avem skin, avem moduri pe skin-uri, o să vi le arăt imediat. Avem moduri pe arme, bineînțeles. Ia că poate luăm și noi pe... Hai să prindem sirena, oricum am sunetul oprit, pentru că eu nu joc Sam cu sunetul pornit. Mi se dă mereu sunetul la maxim când intru în el și e naș. Da, cred că e cu avion. E cu Maverick ceva, cred că. Dacă nu iau shot o stâlpi ăștia la rând, băieți. Da, cred că. Apropo, avem și mapa pe mă. E mapa aia clasică pe care o am o majoritatea. Mod pe curul, asta îmi place, cu asta nu iau crei și cu celelalte am văzut că iau. Na, ce se fac, mă, fratele ăsta, e departe. Băi, pe lângă asta, eu mai fac contracte pe contul din Himen în care am luat și rang de, apropo, și îl pupăm și mulțumim frumos lui, lui Radu. Deci, și pe ăla fac contracte cu acest mod pe care, adică se vede, văd cu sniper foarte bine, nu chiar
văd tot. Eu cred că de pe la 200 de metri nu mai văd caracterul, însă pot să fac raport, pot să fac contracte cu acest modpack și este super, super bine pentru că, bă, este un modpack glow care are multe FPS boosturi, multe chestii care scoate din texturi, cum ar fi reflexii, chestiile astea de FPS boost care îți elimină anumite obiecte de la o anumită distanță, care chiar te ajută în creșterea FPS-urilor. Deci eu vă recomand cu cel mai mare drag să luați acest modpack în caz că aveți un PC foarte slăbuț, bă, și nu numai. Uite, eu n-am un PC tocmai slăbuț, e moderat, un i5-8250, generația 8, ca idee așa, procesorul, 8 GB RAM și oricum aveți și în descriere componentele. Mie îmi place să mă joc fluent, frate. Bă, mie nu-mi place să mă joc să am sub 100 de FPS. Uitați, avem pe aici 115, da, mă, dar eu am și filmarea pornită și mai am câteva programe deschise pe fundal. Deci da, am peste, sub nu pot să mă joc și chiar dacă, bă, îmi duce, pot. Dar nu-mi place mie, frate, să nu mi se miște jocul fluent. Mi-mi place să se miște fluent, să pot să trag, să chestii de genul. Haideți să vă arăt puțin și armele astea. Sunt iconițele, Pack Deagle, M4, Rifle. Astea sunt modurile ceva mov, așa, ăsta e așa mai purple. Nu cred că am mai pus niciunul purple, am mai pus unul, dar roz. Da, e diferență de la roz la purple. Pack, astea sunt modurile pe arme. Ținte, avem ținta asta roșie. Nu prea m-am axat mult pe ținte, am pus și eu ce am găsit, sincer vă zic. Avem câteva efecte, uitați, da, nu foarte multe, mi se pare că și la NOS parcă aveam niște... Bă, mi-a scăzut cumva FPS-urile când am trația, stați puțin așa. 111, nu știu ce am văzut eu, că mi-a scăzut sub 90. Oricum mă uit după pe filmare și văd dacă mi-a scăzut. Hai să oprim sirena asta, oricum eu după instinct, adică că v-am zis, nu joc cu sunet. Te ajută foarte mult dacă nu joci cu sunet, gen dacă din mod pe care ai sunetele scoase. La mine doar sunt oprite de aici, de la audio. Adică, vedeți cum s-aude băieții mei? Ia auziți. Oprim înapoi că mă rupe la urechi. Dar chiar ar fi super să le scot gen de tot, chiar dacă le porim să nu se audă, pentru că îți cresc foarte, foarte mult FPS-urile. Ia stați așa puțin să luăm și noi Infernus-ul. Cam ăsta este modul pe Infernus. Bă, n-am mod pe Infernus. Bă, unde dracu am văzut eu că am mod pe Infernus? Cred că am făcut o șustă. Schimbasem GTA 3 Mugo din alt mod pe că am modificat străzi și tot ce mai trebuia și da, n-avem mod pe Infernus, băieți, dacă vreți puteți să vă puneți voi, nu mult mai modific, așa îl las, era altceva, dar e ok și așa, în fine, oricum Infernus e frumos, oricum ar fi el, dar mereu este loc de mai bine. Se văd și sirenele când sunt pornite, gen asta îmi place mie, la aia sirena de FBI pe care o aveam pe Turismo nu se vedea. Gen când se oprea, ea tot mai pulpăia și era luminoasă. Asta când fac așa, se vede și oprim, nu se mai vede și este totul perfect. Seara se vede foarte bine după părerea mea, nu știu, pentru un mod pe low PC, very low, ce low mă, very low. Se vede foarte, foarte bine, zic eu. Set weather 12, set weather 8. Ia, set weather 8. Așa e cu ploaie, doar că nu prea se vede așa de bine. Uitați, parcă se vede așa. Astea sunt efectele purple. Parcă le-am mai folosit undeva efectele astea purple. Scade din FPS-uri, într-adevăr. Na, e cu ploaie asta, e cu tunete, cu toate astea, scade într-adevăr. Și alunecă mașina, deci da. Set 12. Nu-mi place și setul. Așa, perfect. Se vede super bine, zic eu. Uitați că ne cresc înapoi FPS-urile. Deci este super, super bine. Dăm și un ID pe noi, uitați. Este perfect, cum frumos contul rank 5, tot ce trebuie. Și tot așa. Cancel find. Am zis că mă dau jos să vă prezint skin-urile, că skin 1 ăsta e așa, pack 2 270, nu știu, eu zic astea sunt alea de mafios curdiți cu care poți să tragi foarte, foarte bine. Ținta asta nu prea e una chiar așa pe placul meu, gen nici mie nu prea îmi place, dar o las așa, nu mai schimb pentru că melene, sincer să vă zic. Se vede și aici frumos câte gloanțe mai aveți, ce să mai online am modul ăla, să vezi și online, nu l-am băgat. În fine, aveți cruise control, ce mai aveți? Aveți foarte multe chestii, puteți să intrați voi acolo, de fapt să luați modpack-ul să intrați în joc și să testați sau să uitați în folderul cu jocul. Nu v-am mai băgat niciun text cu Mihai Vesa, cu de-alea oricum aveți fistul ăsta, pe care dacă vreți puteți să-l modificați, dar să nu ziceți după că nu-i modpack-ul meu. Oricum, bă băieți, cam ăsta a fost clipul, nu uitați de like, nu uitați de subscribe, vă pup, fratele vostru, mă bag rapid să-l editez și să-l postez. Vă pup, re!